Deoarece emisiunea este în direct, ne cerem scuze pentru întrerupere, sperăm să nu se mai întâmple. Hai să continuăm. Te-am întrebat dacă ai idei muzicale în vise. Sincer să fiu, da, nu știu, pentru că eu când, știu că visez, știu că am avut un vis, dar când mă trezesc, îmi dau seama că am uitat ce am visat, nu știu, e ciudat. Și stau și mă gândesc, dar ce am visat și tot nu mi-aduc aminte. Care este cel mai mare coșmar al tău? Am avut mai multe, știu că am zis o dată că, nu știu, că am fost răpită, că m-a luat cineva, dar era ciudat pentru că era o mașină de cauciuc și a fost cu... E ceva ciudat, dar eu m-am speriat. Sau altă fază, că eram la balcon și deodată m-a luat așa vântul, m-a luat pe sus și m-am trezit și ba. Da, am înțeles că sunt tot felul de semnificații, da, când pici în gol. Sunt ciudate, că eu în vis sunt speriată dacă mă refer. Dar de ce mi-a fost frică de asta? La mine cele mai mari coșmaruri sunt atunci când simt că pic, frate. Deci simt că pic, pur și simplu. Da, chiar așa. Simt, zici că intru prin pat. Și eu mai am alte chestii. Mă trezesc și nu pot să mă mișc, și văd așa prin casă umbre și mă sperii, dar eu nu pot să fac nimic, că nu pot, nu știu, ceva ciudat mi s-a întâmplat o dată și chiar eram speriată. Eu câteodată visez că mă trezesc. Eu câteodată visez că visez. Și ce visez în visul visat? Păi nu știu, visez cum adorm și după aia visez cum visez. E ciudat, sau visez că știu de fapt că visez, adică eu știu în visul acela că eu visez. Și... A, ca să-ți arate visul, că tu visezi, nu altcineva. Nu, mă refer că eu când dorm normal, mă culc, am un vis de obicei, dar eu în visul acela îmi dau seama că eu de fapt dorm în realitate și că acela e doar un vis. Da. Da, acum hai să îmi spui și mie la ce festival muzical ai participat, să înțelegi după că a fost doar o pierdere de timp. Păi la niciunul nu cred că a fost o pierdere de timp, la toate am căpătat experiență, da. Da, foarte frumos. Și vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai venit la noi în emisiune, că ai acceptat provocarea și te așteptăm chiar și cu videoclipul nou la noi în emisiune. Trebuie să încheiem emisiunea, dar nu înainte să te ascultăm pe tine cum cânti cover-ul, pentru că noi l-am vizionat, a fost foarte frumos, felicitări, dar hai să vedem și la noi în platou, live! După publicitate. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Ia uite-o. Uite la ea. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o. Spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready? Vodafone! Thank you.
Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României.